acolo. Ce e dus aici? Am găsit-o pe pragul școlii. Cineva a lăsat-o. Este o psică. Și o scrisoare este aici. Ce frumos. Da. Așa scrie aici. Nu am nevoie de această pisică. Cine vrea, luați-o. Și eu am luat-o. Ce de bun e. Bravo! Bine ai făcut! Am să o duc acasă. Vreți să vedeți? Da! Foarte tare! Uau, ce frumoasă! Cum puteau să o lese așa frumos? Nu știu! Pare foarte blândă! Foarte drăguț! Ina, dai vreun nume pentru ea? Nu, cred că o să ne gândim cu toții împreună. Hai până la sfârșit de ore, o să ne gândim tot și spunem cam ce nume să-i pune Ina. Daina? Da, da. Voi tot vedeți asta! Eu tot văd! Eu tot văd! Eu mai stăt! S-a dus, cum a ieșit? Poate asta și este pisica. Deja înțeleg de ce au lăsat așa mesaj. Nu am nevoie de această pisică. Cine vrea, luați-o. Ina, ai făcut o mare greșeală. Adică s-a transformat din asta în asta? Bună, da. Așa este. Trebuie să ne ascundem. Trebuie să pregătim un plan cum să scăpăm de ea. Să o ducem de aici. Da, da, haide. Noi așa separat nu o să hotărâm nimic. Veniți cu toții aici. Ne gândim de ce se tem sau ce iubesc pisici ca să o prindem. Iubesc șoareci. Da, noi trebuie să o prindem ca să o ducem la locul ei. Păi da, dar trebuie să o găsim cum să o prindem. Trebuie să folosim ceva pentru asta. Poate să luăm un șoarece. Dar de unde noi să găsim șoarece? În cabinetul domnului director am văzut un șoarece. Așteptați aici, eu acuși vin. Haide! Am găsit! Acesta micuț! Micuț! El o să ne salveze! Cred că da. O să-i placă! Pisica o să vină la el să se joace și noi o să o prindem! Da. Da. Da! Și o să încuiem bine acolo! Da! Cred că da. Și o să o aruncăm înapoi! Și poate salvăm și șoarecele! Da! Oricum da. O salvăm! Hai, lasă-l jos! Lasă-l jos și... Și de la tu, pisica! 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 La pisica! Женя, ешь чил? Вини, 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 вини,
dispărut. Da, cred că am reușit. Super idee, Eugen. Am fost sigur că o să meargă. Haideți, gata, merge la locul nostru. Haideți, merge la locul, da. Eu cam mă tem. Eu tot. Este oare? Nu știu. Eu cred că dacă am fi prins pisica, ar fi mai bine. Da, oricum ea nu este. Da, era să se transforme înapoi și era să fie aici. Da, dar așa nu este. Păi atunci să fiu atenți. Ce? Dar ți-o mai trebuie ține să duci mânța asta la școală. N-am știut, am zis că este una blândă. Nu înțeleg, nu putem nici cu o metodă să scăpăm de ea. Ce să mai facem? Nu știu. Alex, zice ceva de castraveți. Hai să încercăm cu castraveții, nu avem altă ieșire. Da. Alex! Alex! Du-te la cantină după castraveți! Da, hai mai repede, mai repede! Eu am aici unul cu mine. Iată! Și cum să-l folosim? Când o să apară de luat și de aruncat în ea! Ei, prieteni, colegi! Dar eu... La cine? La mine. Aruncă-l. A dispărut, dar oare? Pentru că timp. Nu știu, pe mult timp a dispărut sau nu, dar trebuie să vedem. Da. Haideți să ieșim. Haideți să ieșim. Stați puțin. Ce? Este ceva cald aici. Ce? Păi nu înțeleg, asta-i tot aceeași? Nu știu! Haideți să o închidem și să scăpăm de ea! Haideți! Haideți! Asta înseamnă că am scăpat de cartun pe asta! Da! Haideți! Închide-o bine, Ina! O închid și o duc la locul unde am găsit-o! Stai că am mai închis-o, Ina! Și închide-o bine, bine! Nu mai ias! Da! Am scăpat! Du-o, Ina! Pisica este de vină. Poate cineva a găsit astăzi altceva. Nu știu, eu nimic nu am găsit. Și Sofia? Alex? Eugen? Eu am găsit asta astăzi dimineață. Parcă e doar o jucărie și e atât de drăguță. Păi aruncă! Aruncă! Cred că cartul cât a venit după ea! Și nu spui nimic! Ce faci? Niciodată nu o să mai iau lucruri străine. Scuză-mă, pisicuțu, o să te iau acasă. Am crezut cu toții că tu ești Cartoon Cat. Ești cea mai blândă pisicuță. Uitați-vă! Cred că o să-i placă. Da, o să-i placă, e de rasă. Drăguț, mimică așa. E de rasă. Da. Fetelor, șșt, eu vă apă. Eu tot. De ce e Eugen din ea așa de greu? Nu știu, și psica a dispărut. Poate s-a dus după ea. Poate s-a întâmplat ceva. Strigă. Jeania! Jeania a dispărut. Aruncă-l! Nu, stai. Tot fi bine. Totul a fi bine, așa ceva. Niciodată nu o să mai iau lucruri străine. Curie. Da.
So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight.